Municipiul Târgoviște funcționează pe un plan urbanistic general vechi de 25 de ani. Încercări de actualizare a PUG-ului în acest interval de timp au fost câteva, niciuna însă nu a fost dusă până la capăt. Iată mărturia arhitectului Dan Nițescu, unul dintre cei direct implicați în realizarea acestui PUG, nefinalizat în ultimă instanță, deși echipa de specialiști pe care o coordona realizase toate studiile. Am fost arhitect șef al cetățului Târgovița din 1987, când Ceaușescu vrea să mute a doua capitală la Târgoviște, și până în 2012, 25 de ani și o lună. Despre PUG-ul de Târgoviște, ca să facem așa o mică introducere. Vreau să vă spun că volens nolens, în calitatea pe care am avut-o, am participat la mai toate etapele lui, cu excepția ultimelor, fără doar și poate. Vă referiți la etapele de reactualizare a acestui? Lui, da. Pentru că în 1987 eu am fost numit pe 1 martie, pentru că pe 4 martie a fost prezentată lui Ceaușescu macheta cu zona centrală a Târgoviște, cu acel celebru bulevard care pe 6 benzi, care ducea de la moară până la gară. În fine, astea sunt lucruri. Dar 1990 și începutul lui 1990 ne-a prins fără nicio documentație, pentru că de vorbind de urbanism. Și atunci am fost obligați, și în absența oricărei legislații, prima lege a urbanismului a apărut în 2001, să facem ceea ce am făcut. Adică, aplicând oarecum legea bunului simț, s-au făcut și niște studii preliminare până în 97 și în 97 s-a realizat PUG-ul, care este actualmente în valabilitate. Deci să înțelegem că de atunci, din anul 1997, n-a mai fost niciodată reactualizat PUG-ul, acest PUG. Niciodată la modul, cum să spun eu, finalizat. Pentru că în 2006, deci în interiorul unui interval de 10 ani, care să zicem că ar fi rezonabil, așa, a existat tot noi, am făcut noi, în sensul fratele meu care era pe societatea respectivă responsabil, dar și cu sprijinul meu, desigur, așa, în afara orelor mele de program, am făcut reactualizarea PUG-ului de Târgoviște între 2006 și 2008. Dacă veți vrea să-l pozați, el e pe perete undeva în spatele nostru și el a parcurs toate etapele pe care trebuia să le parcurgă. Cu dezbateri publice, au fost 5 dezbateri publice, cu participarea lumii, în special a cetățenilor din cartierul Sârbi, deci cu toate și cu toate astea. În 2008, când el a fost gata și toate lucrurile astea au fost încheiate, a fost schimbarea de partide. Adică a plecat primarul care fusese până atunci, Iulian Furcoiu, și a venit Gabriel Boriga. Și să înțelegem că din acel moment... Deci, Iulian Furcoiu a zis, lasă să vină cei care o să vină, că pentru că știa că nu mai candidează. Și când au venit cei noi, sau probabil multe lucruri s-au încurcat, cert este că, deși era gata, nu a fost aprobat niciodată. Niciodată. Pus în aprobare. Bun. După aceea, prin
2010-2011 nu stăpânesc foarte bine datele legate de acest lucru, pentru că la comanda primăriei Târgoviște a fost contractat cu o firmă din București și planul de mobilitate urbană și pubul. Pe o valoare foarte mică. Și sigur, firma aia, eu chiar am fost extrem de mirat că au acceptat o astfel de n-au reușit să de lucrare la bani foarte puțin. La bani foarte puțin, da. N-au făcut nimic pe partea de pug și au făcut un plan de mobilitate urbană, dar de o calitate absolut îndoielnică. Nu știu în ce condiții s-a reziliat și cum s-a reziliat contractul cu ăștia. Cert este că el a fost scos din nou pe SEAP la licitație și l-am câștigat noi. Cred că în 2017, adică nu cred, sigur, de câte mi-amintesc, ordinul de începere a lucrărilor a fost în 24.07.2017. Deci, noi le-am refăcut și în momentul în care eram cu ele aproape gata, am primit o scrisoare un preaviz de sistarea lucrărilor la proiectul ăsta, dacă în 20 de zile nu predăm aceste studii. Am aici hârtia înregistrată la registratură, pentru că domnii nu știu că un proces verbal de predare-primire este o recepție administrativă, nu calitativă. Și nu a dorit nimeni să însemneze. Dar noi le-am depus la registratură în a 18-a zi după acest preaviz. Deci, efectele acestui preaviz au fost anulate. Mai mult decât atâta, ulterior am predat și o etapă a doua, pentru că treaba cu studiile astea preliminare ne serveau tot nouă, pentru că aveam etapa a doua, o analiză multicriterială integrată pe baza acestor studii, pe care o făceam tot noi. Nu o făceau domniile lor. Deci, e clar că a fost o treabă cu sută cu salvă, da? Și noi, știindu-ne că le-am predat în termenul așa, am făcut și etapa a doua. Acest așa, care, vedeți, e destul de consistentă și care se găsește predată la doamna arhitect șef. Avem și acolo, procesul verbal de depunere a lor. A și studiile astea, toate nu ne-au fost returnate niciodată. Deci ele sunt acolo. Bun. Ulterior, pe oricine am întrebat, pornind de la domnul primar, pentru că noi am mai câștigat și alte licitații legat de realizarea unor obiective importante de aici, din Târgoviște. Piața Tricolorului, sala de sport de la Carabela, sala de sport de la Eliade Rădulescu, extinderea creșei numărul 16, deci am lucrat chiar și consolidarea și repararea sediului primăriei în care lucrează domniile lor. E tot lucrare făcută de noi. Bun, și sigur că ne-am mai întâlnit în felurite și la sfârșitul câte unei reuni dintre astea am încercat cu fiecare, începând de la
nimeni nu ne-a dat vreodată vreun răspuns. Sau, bun, dacă s-a făcut vreo reziliere, n-am primit nici o hârtie. Bun, o singură dată, unul dintre funcționarii de acolo, care, mă rog, m-a rugat cu cerul, cu pământul să nu cumva să zic ceva, mi-a zis, păi, contractul e reziliat. Cum? Neavând niciun document, lucram de un an de zile la el, în anul respectiv, aproape am fost în situația să intrăm în incapacitate de plată. Vă dați seama ce înseamnă să mai mult decât atâta. La unele studii am fost obligați, prin comandamente, când am să mai facem niște cheltuieli suplimentare, care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini. Spre exemplu, la studiul de arheologie am fost obligați să facem un contract cu Muzeul de Istorie, Curtea Domnească, cu Complexul Muzeal Curtea Domnească, pentru realizarea fișelor pentru toate siturile arheologice și nu-s decât vreo 90. Deci au fost în audiența noastră că, vezi, Doamne, toate documentele legate de această sistare a lucrărilor sau așa, ar fi emanat de la juridic. Bun. Dar n-am primit nici de acolo niciun răspuns. Serviciul juridic e tot în interior și în subordinea celor care erau prezenți acolo la audiență. Am mai făcut copii, având toate acele documente la noi, și le-am înmânat. Asta probabil că este consemnat și în registrul de audiențe. Le-am înmânat din nou. Nici la alea n-am primit vreun răspuns, vreodată sau vreo clarificare. Deci să înțeleg că până în prezent, toată lucrarea care ați realizat-o până în momentul respectiv, nu ați fost plătit. Nu, nimic. Dumneavoastră n-ați încasat niciun ban? Niciun ban. În urma prestării serviciului pe care dumneavoastră le-ați realizat. Am fost sancționați cu o penalitate de vreo 10.000 de lei pentru întârzierea la predarea prima oară cu studiile, cu respingerea aia, așa, am primit și o penalitate de 10.000 de lei, care ne-a fost, și după părerea mea, și asta e ușor ilegală, pentru că fiecare contract are specificitatea lui și nu pot fi amestecate lucrurile. Ați contestat-o în instanță? Nu, n-am contestat-o. Ați plătit-o? Am plătit-o, dar ce am plătit-o? Ne-au fost reținuți banii din... Garanție. Din garanție, că n-am, din banii pe care ni datorau pentru celelalte lucrări, pentru piața tricolorului, stările de sport, la Carabela ne-au reținut acei 10.000 din ceea ce ni se cuvenea pentru alte lucrări. Bun, mai mult decât atâta, unora dintre colaboratori, în special celor mai în vârstă, pensionari, cum e Cornel Ionescu, cum e... Noi le-am plătit. Le-am plătit ceea ce au făcut. Dumneavoastră ați avut niște cheltuine, au generat, s-au generat niște costuri. Bineînțeles, da. Nici acelea nu le-am recuperat. Deci, numai pagubă. Noi n-am inițiat acțiuni juridice. N-am. Consider că nu e de demnitatea noastră. Am pierdut mai mult în viața asta, vorbesc din punct de vedere material. Eu sunt un dâmbovițean și cu fratele meu suntem dâmbovițeni Sadea, ne cunoaștem strămoșii de la 1760 și așa avem arcuri legendare, am reușit să-l realizăm. Sunt târgoviștean și îmi doresc ca să am o relație corectă cu toată lumea și bună. Părerea mea este că elementul esențial pe care ar trebui și pe care l-am subliniat în acea analiză multicriterială integrată, elementul esențial este de a se stabili destinul acestui oraș. Ce se dorește a deveni el?
Pentru că în minutul ăsta e un mic melanj. În sensul că există mai multe căi pe care să mergem către un oraș industrial, parcă n-aș vedea. Să mergem către un oraș universitar cu valențe istorice și turistice, parcă ar fi mai de dorit lucrul ăsta, dar asta trebuie prin tot ce pui în reglementări și în zonificarea funcțională să aibă. Pe urmă, orașul ăsta n-are nici o rezervă de dezvoltare. Pentru că pe timpul lui Ceaușescu, când s-a făcut primul PUC prin anii 70, 72, 73, când s-a pornit oțelăria și toate cele care au creat către sud o barieră în calea expansiunii către sud. Către nord este râul Ialomița. Deci posibilitatea lui ca oraș este, după părerea mea, în a se extinde teritorial, ar fi să treacă apa. Valea Voievozilor s-a chemat Mahalaua. Valea Voievozilor ar trebui să fie cartier al Târgovișii. De fapt, pe strada Cărămidar chiar e jumătate pe Târgoviște, jumătate pe Valea Voievozilor, pe Răzvat. Deci, trecerea apei, una este o apă care bordează o localitate, alta este o apă care intră în mijlocul orașului. Ar trebui canalizare, adică sistematizarea malurilor, realizarea de faleze, realizarea de poduri, de treceri mai multe peste apă. Există o singură punte în dreptul parcului, deci nu, care e pietonală, rutier, nimic. Deci realizarea unui sistem de circulație. Chiar și pe zona asta de rețea ocolitoare, deci de centură. Noi nu avem o centură. Ea a fost prezentată într-un proiect european ca fiind pe strada Cornel Popa, continuată cu Valea Ialomiței și cu Petru Cercel. Dar aia nu e centură. Aia e o ocolitoare prin oraș. O centură adevărată înseamnă ceva care poate fi fără obstacole trecută și ea a fost studiată în 2006-2008 în câteva variante. Una de dezvoltare economică care era mai aproape de undeva pe lângă o țelărie și mai aproape de oraș și o alta care o învăluitoare așa care era pornea de pe la nisipuri de acolo și mergea, ocolea și ieșea tocmai pe undeva pe la Șotânga. Deci astea sunt lucruri care prin PUG s-ar pentru dezvoltarea periurbanului, nu că până la urmă și asta ar fi, vedeți că toate orașele care se vor cât de cât importante au un areal de o zonă de influență, un periurban. Într-o anume perioadă, atunci tot în 2006-2008, s-a creat o asociație de dezvoltare intercomunitară între comunele din jurul Târgoviștei și Târgoviște, tocmai pe ideea asta. Civitas se numește acel ADI. Deci sunt o sumedenie de lucruri extrem de importante și care grevează viitorul localității. Deci, practic, aminteri, făcând numai cu documentații de-astea de derogatorii, puduri, riști să bați un cui pe care să-l regleți într-o etapă viitoare.